Slăvit să fie Domnul! Am auzit după acolo că să spun poezie. Cântări, au fost multe poezii, mai puține. De câte ori întreb într-o adunare sau mă duc, ce vrea fraților? Poezie! Domnul să ne binecuvinteze! Știți ce înseamnă asta? Să vă rugați pentru că cel care recită. Așa e. Pentru că nu e ușor. Am să recit o poezie care tot am zis că o recit și n-am mai recitat-o. Într-o zi la adunare, unul dintre frați mai mari mă chemase la amvon ca să țin o cuvântare. Sau mai bine zis, ceva îndemnuri, poate am și eu de dat. Căci o predică curată spunea el, trebuiește pregătită pe hârtie cu versete din Scriptură arătându-L pe Iisus. Nu aveam nici ochelari și nici Biblia la mine, dar am zis prin rugăciune, Doamne, vreau ca să vorbesc cu Tine. Amin. 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 Și le-am spus printre altele la frați, căci o predică curată este predica de sus. Amin. Când făptura inspirată chiar de Domnul, de Iisus. Că predica de pe hârtie nu prea cercetează frații, chiar dacă e aranjată și punctată în ecuații. Și zicând acestea toate, ce să vezi, am ajuns la complicații. Că mi-a zis un orecare, frate, dar nu vezi că ai greșit. De ce nu vrei să dai crezare fraților din adunare care predică așa au pregătit? Și m-am dus acasă smerit, Doamne, oare ce-am greșit? Că le-am spus la frați să crească și prin Duhul să vorbească. Amin. Nu prin predici aranjate pe hârtie calculate. Atunci am primit lumină pentru cele de mai sus, cum au predicat cuvântul apostolii lui Iisus. Petru își ridică glasul și la cei din jur le spune plin de har și de putere și cerească înțelepciune. Aleluia. El vorbea de Salvatorul și de o taină nepătrunsă. Predica venea prin Duhul, nu era prea în von ascunsă. Iată pe Ștefan martirul, având fața luminată, el vorbea cu îndrăzneală o predică inspirată. Pavel cu aceeași forță, fluturând același steag, n-a ținut de pe urtie predica în aeropag. El vorbea despre măsura care Domnul a turnat. Predicile inspirate pe bolnavi i-au vindecat. Aleluia! Iată casa lui Corneliu. Petru predica cu avânt. Și în timp ce vestea cuvântul, să revarsă Duhul Sfânt! Aleluia! Nici Iisus Mântuitorul nu și-a pregătit vorbirea pe hârtie calculată să-L asculte omenirea. Însă predicile sale, cum aprozii au declarat, nu aveau asemănare peste tot în un și în lat. Amin. Și mă întreb, de unde vine stilul nou de pe hârtie? Căci apostolii și Domnul n-au lucrat așa, nu scrie! Nu scrie, nu. O, dar asta presupune pocăință și predare ca să cercetești cuvântul și să stai în ascultare. Să te obișnuiești cu postul și cu rugăciuni ferbinți. Să merg după Domnul Iisus cum a meu Sfântul Sfânt. Amin, ajută-ne. Atunci în fața mulțimii poți să faci apologie și să vă aprinde jertfa ca pe timpul lui Ilie. Aleluia. Eu am întrebat pe Domnul, cine oare ne-a lăsat predica de pe hârtie acest stil modernizat?
oameni fără Duhul Sfânt. Mesia. Au crezut că și cu firea poți să alcătuiești în gând și să șlefuiești vorbirea. Niciodată. Ei nu cer să dea Domnul inspirație curată. Ei scot pe internet, din buzunare, de prin reviste, predica ce a fost furată. De la Moody, de la Pleșa, de la vechiul Spurgeon, predici de-a lui Codreanu sau din predici de-a lui Țon. Așa e. Pavel însă lămurește acest stil de deosebire. Unii predică prin Duhul, alții predică din fire. Nici acei din Duh de ceartă nu s-au prins de la vestit, dar predică curată e când ești și pocăit. Numai așa. Predica de pe iertie e ca un chimval care sună, zungănește, însă Duhul Sfânt lipsește scopul nostru principal. Aleluia! Fraților, de vreți putere, aruncați hârtia jos și cu mâna pe Scriptură vestiți pe Iisus Hristos. Aleluia! Nu vă temeți că vă faceți de rușine la popor. Domnul poate să vă dăie cel mai mare ajutor. Aleluia! El a zis că în ceasul acela când trebuie să vorbiți veți primi de sus putere! Aleluia! Nu voi nici nu vă gândiți! Aleluia. Domnul Dumnezeu trăiește! Aleluia! Și Iisus Hristos e viu! Aleluia. Fraților, El ne însoțește! Aleluia. Este cu noi prin pustiu! Să nu fim creștini de formă! Privind numai în trecut! Că Iisus este același! Pentru cei care au crezut. Nu gândiți că aceste versuri nu propagă în cultură. Temelia lor e tare, cu nuanță din Scriptură. Frață de la adunarea unde am copilărit, ei vesteau pe atunci cuvântul cum Iisus le-a dăruit. Și era o bucurie de la Domnul la popor că-și cuvântul se revărsa de la amvon ca un izvor. Și aducea mângâiere, lacrimi de bucurie. Domnul însoța poporul din cuvânt așa cum scrie. Aleluia! În Banat sau în Moldova, în Arad sau București, Domnul însoța poporul cu puterile cerești. Aleluia! Aleluia! Nu erau prea mulți cu carte, dar erau cu Duhul Sfânt. Și înflăcărau poporul prin cântări și prin cuvânt. Ei nu știau mai dinainte textele care le vor spune, dar din textele citate se vorbea cu înțelepciune. Aleluia. Ei nu se bazau pe școală, ca astăzi pe seminar. Ei vesteau pe atunci cuvântul plin de Duhul Sfânt și har. Dar sfârșitul e aproape. Oamenii s-au mai schimbat. Formalismul se întinde peste tot în lung și în lat. Nu contează că-i firească sau firesc pe-a lumii punte. Are cunoștință, pile, el cântă în față, printre cei ce stau în frunte. Fraților, ar trebui să facem o cercetare, căci părtinirea, fățărnicia, lumea o pătruns până și în adunare. Nu vă chem la dezbinare, nici la ceartă, nici la ură. Eu vă chem la pocăință. Aleluia. Să trăim după Scriptură. Amin, amin. Amin. Domnul poate ca să treacă peste zidul de urtie. Dacă îl chemăm, el vine și revarsă bucurie. Aleluia. Unii dacă așa s-au învățat, ca să-ți pregătească predica, spune, nu e păcat. Timotei ia aminte. Tot ce vestești la altul trebuie să dai dovadă și în fapte și în cuvinte. Diotref era un frate ca și vița sus pe munte, dar el îi da pe toți deoparte ca să stea el în frunte. Dima a început să bine, însă dragostea de lume l-a făcut ca să rămână
cel mai nefericit nume. Alexandru Căldăraru nu era nici el ateu, însă Pavel ni-l descrie ca având gheară de leu. Vrăjitorul ori rămâne, deși a fost botezat, că a vrut cu bani să obțină Duhul Domnului curat. Uite-o și pe Izabela, dar nu soața lui Ahab, ci acea din Tiatira, cu același cuge slab. Când aceștia se ridică și în fața ta se arată, n-ai să poți să-i pui pe fugă cu predica aranjată. Pavel a lovit deodată pe acela cu orbire. În lucrarea mântuirii trebuie împuternicire. Aleluia! Dacă nu ai de la Domnul ungerea, academia, duhurile te vor bate și îți vor rupe și hârtia. Când strigava ghicitoarea după tine în adunare, n-ai să poți să-i spui să tacă de nu ai autorizare. Amin. Anania și Safira te-or minți în față, frate, de nu ai descoperire să-i întrebi de sănătate. Acel care vrea să-și prezinte gândurile la popor, le frământă și le coace foarte bine în cuptor. Dar cu cât e mai bogată predica de pe hârtie, cu atâta individul se va duce spre mândrie. Dar când Domnul dăruiește harul său desăvârșit, îți va pune și țepușul să te țină umilit. Aleluia! Predica de pe hârtie e ca norul ce se moaie. Când te uiți la el, e negru, însă fără strop de ploaie. Deși tunetele sună și scânteile țâșnesc, iar cei care ascultă bucurie nu simțesc. Și apoi nu e chiar o crimă dacă în acest fel ca să vestești, doar puterea cam dispare când cu mintea le întocmești. Și a zis împărăteasa împărate ideal, uite aici două buchete, spune care dintre ele e buchetul natural. El a zis, du-le afară mai aproape de grădină. Și lăsându-le acolo, pe buchetul natural se așează o albire. Atunci Solomon îi spune, ăsta e cel adevărat. Cred că asta se întâmplă și că noi am predicat. Predica de pe hârtie e buchetul alcătuit, iar albina adunării a zburat, l-a ocolit. Iar o predică prin Duhul e buchetul natural, iar albinele inundă ca și apele la mal. Toate care sunt imitații n-au unele energie ca să satisfacă frață cu deplină bucurie. Pentru cine iese rău din alesele tandrețe? Pentru cei ce vin din lume, că nu știu ce să învețe. Unii de abia ieșiră din botezul apei clare și vezi cu schița în mână la amvon în adunare. Ei nu știu de pocăință, nici de post, nici de rugăciune. Ei cred că pot să meargă cu a lor înțelepciune. Dar de fapt așa primiră de la cei ce i-au catechizat cu caietul sau cu schița de pe care le-au predicat. Și zic că e foarte simplu ca să fii predicator. Mai citești câte un geniu, câte un doctor orator, mai spui câte o întâmplare, printre câte povestești, e ușor, acestea toate prin reviste le găsești. Pavel însă ne învață să vestim cuvântul clar. Fără geniile lumii să nu pui foc străin pe-a Domnului altar. Chiar și pentru tineretul din a noastră adunare trebuie să învețe lucrurile care sunt clare. Aleluia. Nu întâi hârtia în mână, predica aranjată și în suflet pocăința și iertarea de păcate. Ce te-ai face, frate dragă, dacă vântul ți-ar răpi predica la jumătate și rămâi fără hârtii? Dacă ai crezut că e bună și hârtia ta e unsă, atunci pentru ce pe amvon predica soția ascunsă? Nu te supăra pe mine, cercetează tot ce spun și alege numai ceea ce consider că este bun.
Poate că vor fi reacții și că mulți vor fi jigniți. Dar știu că și mulți vor crede, frații care sunt pocăiți. Aleluia! De fapt nu e de la mine. Ordinul este de sus. Să ne pocăim cu tot, să așteptăm să vină pe Domnul nostru Iisus. Doamne, fă Tu cercetarea din al nevegherii somn. Fă să strige adunarea că Iisus Hristos e Domn. Aleluia! Binecuvintează frații cu deplină bucurie. Și pe aceia care până astăzi au predicat de pe hârtie. Fă să ardă lor cuvinte, să le aprinzi ca într-o făclie, ca și focul de altădată, de pe jertfa lui Ilie. Aleluia! Că suntem sătui de vorbe, de cuvinte omenești. Doamne, fă cu dar de vindecare poporul să-ți însoțești! Pune mâna Ta cea bună peste cei nemântuiți! Fă-i de astăzi ca să fie frați cu frați pocăiți! Plâng atâtea mame iarăși pentru cei care au căzut! Adă-i Tu la pocăință, ca pe Fiul cel pierdut! Și apoi fă-i să strige! Maranata! Să dispară în largul somnul, ca să știe tot și toate că Iisus Hristos e Domnul. Aleluia, Domnul să te binecuvânteze.